Salutare tuturor, eu sunt Link și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5 Online. Avem aici minunatul telescop, wow, cât de tare. M-a apucat și sughițu fix acum când am început, deci așa ceva, mă jur că nu se putea întâmpla. Ba mă mănâncă nasul, ba am venit să sughiț, ba, aoleu, iar bine, nu știu ce. Să vedem noi aici, inspectăm zona, wow, mamă, deci o să vorbesc întrerup pentru că sughiț. Nu știu dacă am apă pe lângă mine, dar hai că ne sculcăm noi. Doamne, vreau să mergem în garaj. Nu vreau să cred că-mi sughiți. Doamne, vreau să spun că dacă apreciați această serie și dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade, ar fi foarte fain să văd din partea voastră o susținere, să vedem cât de multe like-uri putem strânge. Am văzut că foarte mult ați în live-uri a spus că vă place această serie, că vă place GTA 5, dar nu foarte mult o și apreciați, de aceea eu o pusez mai rar. Dacă sunt 200 de like-uri, eu instant o să pun un episod GTA 5 sau de ce serie vreți voi. Pentru că atunci episodul următor apare gen când se strâng la anteriorul 200 de like-uri. Bun. Deci dacă sunt 200 de like-uri, o să pusez instant următorul episod GTA 5. Văd că aici... Am fost invitat la ceva, hei, să mergem, să nu mergem. Hai să mergem. Brum. Alert, the session you're trying to join is currently full of players. Do you want to... Ok. În regulă. Sper că mi-am pus bine căștile. Și am dat ceva sunetul de la joc, ceva mai tare. Ia să-mi dau și microfonul mai aproape. Sper că nu se vede în facecam, dar... Hai odată cu loading screen-ul ăsta. Bun. Deci, chestia aia era plină și nu puteam să o facem. Invite to mission. Hai să mergem la misiunea ăstuia. Ia uite cum s-a blocat așa. Ia uite bă și ăsta. Doamne, e o nebunie. Bun, lasă că nu mai facem. Hai odată. Mă, vine și dă și casca acum. Tot obosit, m-am culcat la 2, m-am trezit la 6 jumate. Fau, nu m-am culcat la 1 jumate, nu la 2, dar tot 2. Că până am adormit, gen s-a făcut 2. De la 1 jumate eram în pat, la 6 jumate am plecat la antrenamente. Și la 8 de link era în bazin. Uite, v-am sughițat. Doamne, ce zici, să punem pauze și revenim când se încarcă loading screen-ul ăsta tâmpit sau... Fian, numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pauză. Bă, nu cred, mă. Fix n-am pus pauză, s-a încărcat ăsta. Glumești cu mine? Bun, hai să mergem și noi la o cursă de-a noastră. Am, mă. Să facem ceva, nu știu, mai creștem un level, enter garage. Ia să sunt pe sesiunea asta. Ia hai. Hai. Cred că nu pot să văd în garaj, nu? Bă, da, sunt, ok. Ia uite bă, îmi spune Zentorn, top speed, ia uite bă, până acum nu spunea, vedeți? Astea sunt luate de pe stradă, mă. Astea. Iese top speed. Asta are o liniuță și un pic. Și asta cât are? Hai bă, nu mai apare. Ok, dacă nu mai apare, nu mai apare. Mergem cu asta, deci ador mașina asta. Chiar că aia roșie e mai rapidă. Nu știu, îmi place mai mult să conduc cu asta. Bun, hai să vedem unde mergem azi, ce să facem. Vreau să mă plimb mult cu mașina. Bun, hai să mai facem niște curse. Deci noi suntem aici și așa. Mergem aici. Bun. You motherfucker! Dacă s-a și auzit ce a zis cu Coana.
vrem. Mergem pe contrasens ca baștanii ăia mari. Imediat ajunge The Link, pentru că e The Link e vitezoman. Gen, dacă nu folosești un cuvânt ceva, mă sună Lester, vitezoman. Nu prea zic des vitezoman. Nu mai venea în minte când se pronunță. Ok, acum toată lumea m-a înjurat în comentarii de Link și în alfabet și chestii de genul. Dar dacă... Băi, Vasile, NO! Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Nici nu știam ce e, că aveam și eu mitraliere și dintre astea. Oba, prr. Hai. Doamne, nu am chestia mă duc la Lester acum. Ok, hai că nu mai avem prea mult, sper. Sper că nu mai avem, doar sper. Ok, nu știu dacă v-a plăcut episodul de ieri de la ora 6, episodul, de fapt nu e un episod, era ceva mai special. Am fost, să zic, și-a pus să fac ceva proiect la biologie cu evoluția omului. Nu știu dacă v-a plăcut treaba aia, dar am zis să aplaudeți și pe YouTube, pentru că părea destul de interesantă. Ăsta nu-i sănătos, Lester ăsta. Și dacă v-a plăcut, aveți în descriere un link către, dacă n-ați văzut încă despre ce vorbeam, aveți în descriere link către chestia de care vorbeam adineauri. Puteți să treceți să vă spuneți și voi părerea. Poate vă și place, dați și un like. Eu am muncit destul de mult, chiar mi-a luat foarte mult. Office settings. All from current session. Și ia zina că acceptă cineva. Bun, până acceptă cineva, punem noi pauză și revenim atunci când se sunt jucători. Bun, am zis că am revenit, nu știu, am participat la ceva misiune de-a mea, de la la mare, un fel de Lester la mare, sau nu e chiar așa știu, adică nu e un haste, e o misiune, am impresia. Și am invitat pe cineva de pe sesiune. Hai dăm și play. Vedem ce avem de făcut, nici eu nu știu. Sper să fie ceva relativ ok. Balls to the world, sau ce scrie acolo. Ok, hai să ne mergem în mașină. Și unde trebuie să ajungem? Chestia asta e statică? Sper. Report to the... Oh, ok. Hai să ajungem acolo așa. Bun. Chiar nu-mi place să merg cu mașina. Chiar nu-mi place că e destul de departe locația. Și îmi place să merg cu mașina așa, dar îmbinăm utilul cu plăcutul, știți cum se spune. Și acum vreau să-mi dau de motociclistul ăla. Să-l dărâm, da. Intram eu un parapet și mai mare decât am făcut, decât parapetul în care am intrat acum. Ia să vedeți acum Drift Tokyo Hotel Sister. Nu-i bine. Nu-i bine. Sper că strada asta nu o să fie înfundată. Mă uitam pe minimap și n-am văzut. Am făcut și rimă. Bun, hai că vreau să fac ceva la sfârșit. Ia, yes, o fac chiar acum. Ia, yeah, fii atent. Fii atent. Deci. Da, așa, frate. Fii atent, fii atent acum. Fă cu coană. Și tu, unde ai fui, bă, băiatule? Mă, ce-mi place treaba asta. Bun, hai să nu mai luăm nimic, să mergem mai repede. Așa, mamă, ăsta e Los Santos-ul.
Hai că acum ajunge The Link. Deci am pus accentul pe ink, dar era să intru un parapet. Glumesc acum. M-am ador să merg prin, cu mașina prin Los Santos. Mă ducam de când eram mic și jucam GTA San Andreas. Pra! Gen să fii atent, fii atent, să ai o curte. Să intre unul așa în tine, gen... Bă, băiatule! Stai! De unde ți-a apărut fratele meu? Am dat într-un negru, știi? Și am sărit alți negri pe mine. Ia stai așa, mă. Dă-mi și în jos din mașină. E un marma. Yo, bitch! Nu e bine. Așa, mai e unul. Pe aici, pe undeva, da. Vreau să-l văd. Mănâncă și ochiul, frate. Ok. Unde mai ești, mă? Și mai e unul tot acolo. Și mai e unul și aici. Mai sunt doi. Și ultimul unde e, mă? Asta nu intră în misiune, dar am dat eu un negru ăla și genii sunt în gas, știi, când dai nu, nu. Ca țiganii, nu, glumesc. Stai să mai regenerez un pic, să nu mor naiba aici. Hai, frate, reușesc să fac și o misiune asta? Bitch! Mamă, cât sun, mă! Gata, mă. Sper că nu mai apare din senin vreun de-asta. Așa, bun. Asta nu intra în misiune, dar... a trebuit să o facem opțional, suplimentar. Aolo, frate. Nu, nu. Deliver to the shop, to the dealership. Ok. Oh! Trag țiganii, ăștia sunt de aia din cașca lor. Fratele meu, dar n-am vrut să dau peste ăla în grădina lui. Hai să țipăm cu toții, nu? Sau cum? Ce n-aveți, mă? De ce să țipi lumea pe stradă când îl vede pe The Link? Adică ce? E The Link! Mă, papă! Ah, stai că mă uitam la mapă, nu l-am văzut pe ăla când a venit. Bun, mi-au sugerat o parte dintre voi că ar fi mai fain să fiu în conferință cu mușii când filmez singur sau... Ah, stai că trebuie să mergem... Ok, trebuie... Crezi că trebuie să cobor, frate. Ia pe aici, mă, sau ce? Așa, bun. Transaction pending. Nu, ăsta e și din povestea în sine. Din story mode. Mi-am cam aminte de el. Mission passed. Ok. Am primit și bănet. Și level 13. Foarte tare. Parcă am mai făcut toate level 13, dacă nu mă înșel. Bun. Nu știu exact de cât timp filmăm. Dar hai să mai facem ceva. Exit. Adică putem să ieșim doar în 4 secunde, 3, 2, 1 și go! Hexit. Niup! Nu vreau să ies! Urăsc cum se întâmplă asta. O, și acum toată lumea se ia de mine că filmez, că am pus gen 2 zile la rând că, cu acest tricou, dar am filmat totul în aceea zi. Luni, nu, ce a apărut luni? Nu luni. Marți, miercuri, joi sunt filmate în aceeași zile. Tot ce vedeți voi. Ia uite bă, ce e asta? Simon. Ok, hai să facem cu ăștia. Hai să invite players. Ok. Nu ne lasă să invităm sesiunea. Sau deja a fost invitată, nu știu.
În 36 de secunde începem. Bă, trebuie să primisem și un mesaj și nu l-am citit. Nu că nu vă deranjează. Hai că începem imediat, am uitat toți oponenții și îi bini. Sunt... Eu te bă, zic că s-au buguit ceanculele din Minecraft, vedeți cum se vede? Mission, Sentry does it. Steal the cars, oh, fain, să furăm. Nu poți, nu! Pentru că am blocat eu să nu intre nimeni în mare. Cine aibă toată lumea merge cu viteză? Pe aici? Bun, cine mi-a mâncat ochi în halul ăsta? Ok, gata. Mamă, ce stradă faină, asfaltată. Stai să-mi pun checkpoint. Checkpoint. Mamă, mașina aia se mișcă, fii atent, am impresia. Să ajungem repede, așa că nu o să mai țin cont că mă bușesc și tâmpenii. Pentru că mașina e în mișcare, am impresia. Așa, reveneam la subiectul care mi-a spus să vorbesc cu cineva în timp ce filmez astfel de episoade de GTA. E bine, știți că eu cu mungii nu pot să mă întâlnesc decât în weekend. Și în weekend tot așa am antrenamente la not, pentru că eu fac în not de ceva timp. Și este foarte greu, mai mult de jumătate de zi chiar nu prea pot să petrec alături de el în weekend. Și atunci vă dați seama că nu avem... Și mă bag așa, am duit repede la furat. Pasta o iau. Mama, aia era și mai faină, da. Las-o așa. Ce-o zice ăștia? Am venit la ei, stai să fuși o mașină. Stai doar, stai o leacă, gen, știi? Mamă, îmi zgâri mașina, parcă nu doare sufletelul. Ia uite, trebuie să scap de poliție acum sau ce? Mai vreau să scap și de poliție. Hă? Nu, 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 mai văzut, e doar o iluzie. Oh my god. Dar ce am făcut, mă? Doar am furat o mașină. Trebuia să-i omor mai... Ia uite, bă, cum s-a spawnat ăla, gen. Bă, hai să scăpăm în stilul ala Link de poliție. Am văzut pe ăsta aici. Hai, 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 hai. Fă ceva. Mamă, deci dacă eram pe munte, acum mă duceam pe munte și aleluia. Nu, frate, nu știu că e bordura acolo. Hai, intrăm în parcarea asta, ia să zic că e păcălim pe fraier. Intrăm aici. Și adios. N-are și de aia să ne urcăm mai sus, gen? A, bă, da, uite aici. Așa. Gata, acum scăpăm, sigur. Bun, hai să ne asigurăm de asta. Bă, că ne pâlpâiesc, ne pâlpâie steluțele. Gata, scăparăm. Acum putem să coborăm. Băi, mi s-a întâmplat o dată, tot așa, m-am ascuns de poliție într-o parcare, băi, și când am coborât, ce crezi? Era poliția la intrare și m-a luat iar poliția, sper să nu se întâmple la fel. Și lui Havoc s-a întâmplat asta, că tocmai ce vorbeam acum câteva zile de treaba asta. Și la fel. Când a ieșit din parcare, erau polițiști acolo. Bine, aveam mai multe stele, aveam 3-4 stele, dacă nu mă înșel. Erau și cu elicopteri și cu Dastian. Deci era probabilitatea mai mare de a fi la ieșire atunci. Deliver the car to the dealership. Băi, de parcă nu știam. Da, e bine că ne mai anunță și ei. Uite dealership-ul aici. Hai să facem așa o scurtătură. Că nu este mai leneș de fel. Ha-ha! Asta mereu are apă, mă, aici.
Gata, frate. Ia uite aici. The Link 7 delivered the car. Și acum te face după aia. Oh my god, sper că nu o să o pierd din cauza lor. Dar știți cum mă calcă, fii atent cum mă calcă. Uite-vă că m-a călcat. Îi deștept. Așa, mai e doar unul, nu? Oare ia și asta mașina sau... Hai să mergem noi după ea, în caz că nu... Băi, lasă bă mașina aici! Ce faci, mă? Bă, băiatule. Trebuie să mergem să luăm iar mașina, pentru că ăla cred că poate e noob. Și trebuie să o luăm noi. Iar, gen, facem noi munca lui. Dar nu trebuie să luăm mașina aia. Din câte am impresia. Oh my god, no! Oricum, mă duc să-mi iau mașina de acolo dacă e să o ia cineva, pe aia. Mașina asta am impresia că se sunează foarte fain. Poți să-i pui dalea pe ea, gen, să o blindezi, știi? Ce motor ciudat are. Hello! Hello, hello! Bun, hai să mergem și noi să ne luăm mașinuța de acolo și am. Ah, ok, trebuie să mergem la dealership, acum nu mai putem. Au luat băieții aia. Ne plimbăm așa, aia era în tramvai, gen. Hai să mergem așa. Așa mi-a zis mie să merg cu bicicleta. Nu, așa merg cu bicicleta. Dar așa îmi place să fac. Și apoi până notezi echilibru și când ne dai jos de pe bicicletă, cazi. Încercați dacă nu mă credeți. Faci așa, dar faci mult, gen, nu știu, 20 de metri. Ok, hai că ajungem imediat. Dar trebuie să ajungă și nu balăie aia la alții. Ok, gata. Și bam! Eu am vrut să fac asta, dacă vă întrebați. Ok. Cine naiba, mă? Asta pare că nu-i livrată? Hai, mă! Cine se întâmplă? Help deliver the car to the dealership. Să vină ăsta, mă. Asta trebuie să vină. Hai. Stăm după ea, fii atent cum stăm acum ca n-ai, ca proștii. Bă, ăsta ai tâmpit? Bă, băiatule. Ia uite, uite ce ratați-o. Băi. Doamne, zici că-s proști, bă. Ia, hai, doar dă-n mine. Hai mă, vine și ăla azi. Hai că imediat ajunge și el. Cred că ne lungim cam mult cu clipul ăsta, că mă înșel. Da. Uite, nu mă lasă să trag. A, nu mai am gloanțe în asta. A, nu mă lasă în timp, îmi golește mereu gloanțele, îmi dă doar pistolul. Ia uite, dăm un suc. Ia uite bă, el ocolește, înțelegi? Uite după cine am stat eu, uite, uite ce noob! Ia, ia! Wow, nu pot să cred. Așa, în sfârșit. În sfârșit! Perfect, pe te cred și eu! Ok. Deci am făcut și misiunea asta, am făcut două misiuni foarte faine, eu zic. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți în continuare cât mai multe episoade de... Uite, apoi facem și level 14 de GTA 5. Știți că la 200 de like-uri începem iar să postăm GTA 5. Eu o The Link și până data viitoare vă salut pe toți. Ciao!